Cu toții cred că am avut de-a lungul timpului jocuri care ne-au plăcut, dar puține au reușit să captiveze atâția oameni atât de mult precum Call of Duty Modern Warfare 2. Pentru la fel de mulți, generația de aur când vine vorba de gaming este fix generația lui PS3 și a lui Xbox 360. Iar Modern Warfare 2 Remastered aduce din nou în prim plan povestea pe care o știm și o iubim cu toții. Dacă a fost ceva la originalul Modern Warfare 2 care mi-a rămas mereu în minte, nu au fost grafica sau lipsa de realism, ci gameplay-ul plin de acțiune alături de poveste. O poveste care a oferit la acea vreme unele dintre cele mai emblematice personaje prin intermediul Capitanului Price, Saul McTavish și Ghost. Da, același Ghost din multiplayer-ul lui Modern Warfare 2019. Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered păstrează rețeta originală fără să se atingă de poveste. Ca o scurtă trecere în revistă, povestea jocului are loc la câțiva ani după finalul lui Call of Duty 4. După ce o misiune CIA în care Vladimir Makarov îl ucide pe Joseph Allen merge prost, Rusia intră în conflict direct cu Statele Unite. De aici, gruparea Task Force 141, condusă de generalul Shepard, pleacă la vânătoarea teroristului rus. În același timp începe și operațiunea de salvare a capitanului Price, care a ajuns într-un lagăr de concentrare, după ce operațiunea Kingfish, portretizată într-un scurt metraj, a eșuat. Este o poveste destul de ușor de urmărit, cu răsturnări de situație previzibile și cu un set de personaje extrem de ușor de îndrăgit. Poate unii dintre voi nu ați parcurs jocul sau poate ați uitat anumite detalii, așa că n-am să mai continui cu acest capitol. Nu vreau să vă dau vreun spoiler care să vă strice experiența de joc. Vă recomand însă să treceți și prin primul Modern Warfare dacă n-ați făcut-o deja, deoarece poveștile se leagă între ele și împreună oferă o aventură foarte interesantă pentru pasionații de pac-pac, dar nu numai. Ce aduce nou Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered? Ei bine, nu mă așteptam ca noul Remastered să aducă mari schimbări. Astfel, cred că și îndeplinește cu succes misiunea. Avem parte de o grafică schimbată, adusă la standarde de 2020, alături de îmbunătățiri semnificative pe partea de audio. Rare sunt momentele în care sunetul îmi atrage atenția într-un joc, însă în cazul de față, chiar este ceva care îți sare în urechi. Primul semn că ceva s-a schimbat este chiar la început. În baza militară în care începe acțiunea este o scenă în care doi dintre soldați joacă basket. Ei bine, sunetul mingii care lovește asfaltul m-a blocat. Ca mai apoi să descoper și sunetele armelor, vocile personajelor și spațierea atât de atent făcută. Got a positive ID. Whoever these guys are, they're not happy to see him. Ghost, we have a situation here. Grafica a fost și ea lucrată bine, dar cea mai mare îmbunătățire din punctul meu de vedere este suportul pentru rate de refresh mari. Jocul original, cel puțin mie, n-a vrut să meargă la 144 de FPS-uri nici bătut. Adică da, le prindea fără probleme, dar se simțea foarte rău. Framerate-ul era departe de acceptabil și se simțea că motorul grafic are o limitare. În plus, un joc din 2009 în 2020 arată deja prăfuit și nu prea se mai ridică la nivelul de wow pe care l-aveam perioada lansării. Știu, ce mai constatare. Ei bine, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered este finisat frumos, folosind motorul grafic al noului Modern Warfare din 2019. Personajele favorite au prins forme noi și sunt mult mai fidel redate, iar lumea este cu atât mai vie. O experiență demnă de 2020 care readuce în atenția fanilor vechi și noi un clasic al genului. Și aici, schimbările aduse lui Modern Warfare 2 se cam opresc, jocul fiind în esență același. Iar asta este perfect. Nu am vrut o reimaginare a ceva ce iubesc, ci doar o nouă șansă de a mai parcurge odată ceea ce pentru mine este unul dintre jocurile favorite. Știu că nu-i perfect, știu că nu-i mai complex decât alte titluri, dar impactul emoțional pe care l-a avut asupra mea și orele băgate în componenta sa multiplayer nu vor fi înlocuite vreodată de altceva. O notă din perspectiva asta pentru joc ar fi 11 din 10, dar am încercat să rămân realist în acordarea unei note realiste și am ținut cont doar de îmbunătățirile aduse de Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, comparativ cu jocul original. Din păcate are și neajunsuri, precum dimensiunea download-ului, care se urcă pe la 58 de giga. Sau faptul că nu ai prea multe setări legate de senzitivitatea mouse-ului și trebuie să te obișnuiești cu una dintre cele oferite de joc. De asemenea, mi se pare puțin deplasat să ceri 25 de euro pentru practic același joc cu grafică HD. Dar fanii îi vor plăti fără să se gândească de două ori. Da, este departe de a fi perfect, dar la fel ca alte jocuri din noul val de remake-uri și remasterizări, oferă noii generații o șansă de a copilări cu alți puștani.
ăia puțin mai mari. Spuneți-vă părerea despre vechi și nou, despre Modern Warfare 2 și Modern Warfare 2 Remastered în secțiunea de comentarii. Mi se pare mișto de tot să putem împărtăși păreri despre un joc legendar peste ani și generații, care iată că a fost adus în 2020. L-am prins în plin și atunci și acum, ca mulți dintre voi. Așa că nu vă sfiiți, ziceți! Și dacă vă și abonați aici pe Playground, vă iubim și mai mult! Mulțumim și spor la joacă!